Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live, la prima ediție de promovare electorală din această campanie electorală. Alături de mine astăzi este conferențiar universitar Mihai Apostolache, președintele Partidului Prahova în Acțiune și cel care deschide și lista partidului la Consiliul Județean Prahova la alegerile din 27 septembrie. Bun găsit, domnule Apostolache! Bine v-am găsit și eu și vă mulțumesc pentru invitație! Discutăm așadar despre singurul partid local care participă la alegerile din 27 septembrie în județul Prahova. Aveți idee, s-a mai întâmplat pe undeva prin țară un proiect politic, să spunem, de natură aceasta locală, sau sunteți și la nivel național singura formațiune politică cu acest specific de formațiune 100% locală? Nu, doar în Prahova suntem... suntem singurul partid local. În țară există și în alte județe astfel de entități politice grație modificărilor legislative din 2015 care au permis apariția pe scena politică românească a unor formațiuni politice locale. Prahova în Acțiune este un proiect care are ceva vechime, dar nu ca organizație politică, ci ca organizație non-guvernamentală. A fost un proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat alături de, să spunem așa, alte persoane pentru instruirea oamenilor care aveau, să spunem așa, ori funcții administrative, ori își doreau să facă administrație publică. Dacă ne puteți prezenta cum a început acest proiect și mai ales de ce ați ales să îl transformați în partid politic. Prahova în Acțiune a pornit, așa cum ați amintit, ca organizație neguvernamentală. Rostul acestei structuri a fost acela de a încerca să unească comunitatea și de a atrage cât mai mulți oameni în zona publică, în zona decizională. Primul proiect al nostru a fost pregătit pentru a realiza ceva măreț. Practic a fost un program de pregătire pentru prahovenii care doreau să candideze la alegerile locale din acest an. O parte dintre cei care au participat la acest program de pregătire, pe care eu l-am inițiat și mare parte din modulele din cadrul programului eu le-am susținut, au hotărât să se implice efectiv în viața publică, dar au spus că nu-și doresc să meargă la partidele deja existente pe scena politică și atunci s-a născut ideea formării unui partid local. 7 dintre cei care au participat, dintre persoanele care au participat la cursul, la acest program de pregătire, au semnat actele pentru formarea Partidului Prahova în Acțiune. Eu sunt fondatorul conceptului de Prahova în Acțiune. Partidul Prahova în Acțiune a fost inițiat, spuneam, de 7 persoane care au participat la programul de pregătire din cadrul Asociației Prahova în Acțiune. Și iată, astăzi vorbim de un singurul partid local de la nivelul județului Prahova. Am vrut să dăm și un exemplu că lucrurile pot fi abordate și ținându-se cont de specificul local. Încercăm să tratăm problematica locală, care sigur ne interesează pe noi toți, ne interesează pe fiecare curățenia de pe strada noastră, ne interesează să avem un mediu curat, ne interesează să avem, mă rog, unde să mergem pentru a ne recrea în condiții corespunzătoare. Deci sunt chestiuni care țin de specificul local și pe care noi le abordăm în programul nostru politic și în programul electoral. Majoritatea membrilor de partid și care au devenit între timp și candidați deja oficial, toate candidaturile depuse au primit ok-ul biroului electoral, fie local, fie județean, sunt oameni care n-au mai făcut politică. Înțeleg. Pe câțiva dintre ei am avut și invitați în acest studio. De ce niște oameni care, să spunem, nu au fost înregimentați nici în PSD, nici în PNL sau sateliții lor, au decis, iată, la alegerile din 27 septembrie să facă acest pas?
există reticența multor oameni de bine, să le spunem, bine pregătiți profesional, fiecare pe joburile lor, care ezită să facă acest pas. Dom'le, nu-mi trebuie, politica e o cloacă, nu vreau să pierd timpul, nu vreau să fiu dezamăgit. Și totuși ați reușit să-i convingeți prin cursurile respective și ulterior prin activitatea politică să îi faceți să candideze, să se implice activ în viața politică și, de ce nu, în viața administrativă, în funcție de rezultatele alegerilor. I-am convins și eu, dar s-au convins și singuri de realitatea în care trăiesc, pentru că ne lovim fiecare dintre noi de problemele de zi cu zi și oamenii au conștientizat că numai implicându-se în viața comunității pot să pună umărul la rezolvarea acestor probleme. Altfel, dacă tot timpul rămâneau pe margine și spuneau opinia, dar nu într-un cadru de natură politică care să le permită la un moment dat să influențeze decizia, lucrurile respective rămâneau la fel. Și atunci au decis să se implice într-o formațiune nouă, e o formațiune care le permite să se manifeste așa cum consideră de cuvință. Deci aici au independență totală și am spus de la bun început acest lucru. Față de celelalte partide, candidații noștri în momentul în care vor deveni aleși, vor fi în slujba comunității și nu în slujba partidului care i-a trimis acolo. Este o abordare cât se poate de clară, pentru că oamenii sunt cei care i-au susținut și oamenii așteaptă de la ei rezultate. Rostul meu și al partidului este acela de a le asigura toate condițiile astfel încât să poată candida și de asemenea să ajungă acolo unde își doresc. Adică în funcțiile publice care să le permită să-și pună în aplicare programul pe care l-au susținut în fața cetățenilor. La partidele mari există această practică ineficientă din punctul meu de vedere și anume racolează primarul în funcție sau contracandidatul cu cele mai mari șanse pentru a-l schimba pe primarul în funcție, însă cu mici excepții partidul este cel care îi face lista de consilier local, de exemplu. Sau partidul hotărăște lista de consilieri județeni, partidul hotărăște cine candidează, cine nu candidează și avem exemplu și la aceste alegeri și din partea PSD și din partea PNL de primari în funcție care au fost nevoiți să se retragă pentru a face loc unor propuneri venite de la centru. Cum stau lucrurile la Prahova în acțiune? Păi, la noi lucrurile stau total invers. În sensul că fiecare candidat la funcția de primar și-a stabilit echipa de consilieri. Nu am intervenit în niciun fel pentru că el are și libertatea de a-și forma echipa și de a stabili programul electoral, în același timp are și răspundere. Răspunderea care apare în primul rând în relația, spuneam, cu alegătorii. Mi se pare un lucru cât se poate de normal. Pentru că, încă o dată, scopul și apariția acestui partid, interesul de a aduce pe scena politică locală un astfel de partid, s-a născut tocmai din posibilitate, din dorința noastră de a transmite un altfel de mesaj către cetățeni că politica se poate face și altfel. Da? Oamenii, încă o dată, nu trebuie să mai fie legați de partide. Oamenii, în momentul în care sunt aleși, trebuie să colaboreze foarte, foarte bine cu cei care, de la care au primit încrederea și să-și ducă la îndeplinire angajamentele din campania electorală. Cât de important este pentru un cetățean, să spunem, convins de o persoană nouă în politică, candidatul Prahova în acțiune la primăria X, să spunem, să voteze și lista de consilieri a propusă sub sigla Prahova în acțiune de către candidatul respectiv? Vă întreb pentru că, din păcate, inclusiv la Ploiești am avut această nebunie în ultimii 4 ani în care primarul era de o culoare politică, majoritatea din Consiliul Local de altă culoare politică și vedem cu toții cam în ce oraș trăim din cauza războiilor ăstora politice. În general, candidatul de primar se găsește și pe lista de consilier local, deci oamenii votează atât candidatul de primar cât și lista de consiliu.
având în vedere faptul că acea persoană deschide în general lista pentru Consiliul Local și, bineînțeles, un primar trebuie să aibă și susținere în Consiliul Local, astfel încât proiectele sale să primească susținerea, da, deliberativului local. Acum, sigur că sunt și vor fi discuții în spațiu public legate de acest subiect, dacă este bine că, într-adevăr, un primar să aibă majoritatea absolută într-un consiliu sau este bine să existe și un anumit echilibru, pentru că trebuie să privim totuși realitatea din România. Din păcate, nu avem consolidată o cultură democratică. Partidele politice în continuare nu își înțeleg menirea. De cele mai multe ori, unele dintre partide s-au creat pentru a servi anumite interese de grup, nici de cum pentru a servi interesul general. Să nu uităm totuși că un partid politic este un subiect de drept public, nu este un subiect de drept privat. El are un rol esențial în societatea românească și de aceea trebuie activitatea politică trebuie să se raporteze la interesul public și nu la interesul individual sau interesul de grup. Din păcate, dumneavoastră vorbiți despre un concept idealist. În realitate, la noi partidele politice, mă refer nu doar la cele importante, ci și la sateliții lor, sunt niște găși de băieți, șmecheri, care odată ajunși în funcții publice, consilii județene, consilii locale sau primării, au grijă, în primul rând, să-și angajeze rudele, să facă business cu prietenii apropiați, cu cei care le-au finanțat campania electorală și așa mai departe. Am văzut că la Prahova Națiune sunt candidați, la Braz de exemplu, sunt candidați care au ieșit consilieri locali independenți, da, la alegerile trecute, sau candidați care și-au câștigat mandatul din postura unor reprezentanți ai unor partide necunoscute la acea dată, cum este candidatul de la Balta Doamnei. Sper că e corect. Da. Cum ați reușit să-i aduceți la Prahova Națiune? Încă o dată, aici vorbim în primul rând de un mediu în care acești oameni se simt foarte bine. Am avut grijă să creez o atmosferă plăcută, am avut grijă să, ca permanent să comunic cu acești oameni, să discutăm deschis toate problemele și am înțeles că Prahova în acțiune reprezintă, înainte de a fi un partid politic, reprezintă o școală politică. Și noi asta vrem să facem. Noi vrem să formăm oameni politici pentru o perioadă îndelungată de timp. Oameni care să facă performanță pe scena politică prahoveană, oameni care să aducă în fața cetățenilor proiecte serioase, proiecte de anvergură și care, sigur, să tempereze, atunci când este cazul, elanul celor care gândesc, cum aminteați dumneavoastră, intrăm în administrație ca să ne aranjăm prietenii și rudele, nici de cum să ne concentrăm pe problemele pe care oamenii le au. Fiind un partid care a pornit de la zero, a reușit să atragă, în general, oameni cu inițiativă, oameni care au performat în domeniile lor de activitate și care au conștientizat că este timpul să se implice și în această zonă publică și experiența care au acumulat-o în zona profesională să încerce să o transfere și în funcția publică pe care o vor deține, sperăm noi, după aceste alegeri locale. Dumneavoastră deschideți lista la Consiliul Județean Prahova. Dacă ne puteți face o scurtă prezentare și a echipei pe care o propune Prahova în acțiune pentru Consiliul Județean Prahova. Da, noi în momentul în care am depus lista de candidați pentru Consiliul Județean și trebuie să spun că avem listă completă pentru Consiliul Județean, sunt doar două partide în Prahova care au reușit să depună listă completă de candidați. Spun două partide pentru că restul candidează în alianță. Și spunem noi că este o performanță pentru un partid care a pornit de la zero într-un timp atât de scurt să găsească suficienți candidați și pregătiți în același timp pentru forul decizional județean. Spuneam că în momentul în care am depus candidatura am amintit faptul că
Și noi candidăm într-o alianță, dar într-o alianță atipică față de alianțele obișnuite. În sensul că se strâng două sau mai multe partide și formează o alianță electorală. Noi avem o alianță pe lista noastră de Consiliu Județean, în sensul că am reușit să îmbinăm partea de experiență politică cu partea de noutate politică. Și vă dau un exemplu. Eu, așa cum ați spus, deschid lista la Consiliul Județean. Locul 2 este ocupat de Ionela Băzăvan, un om nou în politică, secretarul general al Partidului Prahova în Acțiune, un om care nu se implica în politică dacă Prahova în Acțiune nu apărea pe scena politică prahoveană. Este o doamnă ambițioasă, este o doamnă care în toată această perioadă i-a ajutat foarte mult pe colegii din teritoriu să-și realizeze dosarele de candidatură, i-a îndrumat corespunzător astfel încât să nu aibă probleme la depunerea candidaturilor. Este un foarte bun profesionist în domeniul său de activitate. Alături de ea mai sunt și alți colegi, de exemplu, tot un om nou în politică este și Sorin Trandafir. Sorin este licențiat în științe administrative, chiar mi-a fost student la administrație publică cu mult timp în urmă și prin el vreau să dau și un exemplu că este nevoie ca absolvenții de administrație publică să-și găsească locul în sistemul public. Din păcate, sunt foarte puțini tineri care termină administrație publică și îi regăsim apoi în sectorul public. Eu chiar am făcut apel în toți acești ani la autoritățile locale să încerce să aducă cât mai mulți absolvenți de administrație publică în zona decizională. Din păcate, nu s-a concretizat acest lucru. Chiar am spus că se poate face o astfel de dorință se poate materializa foarte simplu, în sensul că un primar sau chiar președintele Consiliului Județean putea să angajeze șeful de promoție de la administrație publică pe postul de consilier personal. Acolo este o procedură foarte simplă de angajare, nu implică alte chestiuni. Corect. Da? Și atunci era un exemplu cât se poate de clar. Iată, uite, iată, administrația are deschidere către acești absolvenți. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Am reușit totuși să găsesc deschidere în mediul privat. Și sunt câțiva tineri, da, absolvenți, inclusiv șef de promoție de la administrație, care și-au găsit un loc de muncă în mediul privat și mă bucur că prin efortul meu acești oameni sunt acolo, dar mi-aș fi dorit foarte mult să fie în sectorul public, adică în domeniul în care s-au pregătit. S-au pregătit. Da, e o problemă, să spunem așa, din păcate, generală. Candidați, mă rog, pentru Consiliul Județean Prahova, dacă ne puteți, nu știu, le puteți da o notă atât actualei conduceri a Consiliului Județean, cât și a celor care au făcut parte din Consiliul Județean Prahova, acolo unde regăsim partidele clasice, majoritatea. Se putea face mai mult în ultimii 4 ani mandatul acesta sau considerați dumneavoastră că, mă rog, criza economică și contextul politic au fost, să spunem așa, defavorabil unor mari investiții. Eu personal nu am identificat nicio mare investiție făcută de Consiliul Județean Prahova în ultimii ani. Am rămas tot la stadiu de promisiuni pentru apă curentă în mai multe localități, nu mai zic de canalizare, nu mai zic de gazele de pe Valea Slănicului, vin doar câteva exemple în minte. Sunteți profesor. Ce notă le-ați da actualilor consilieri județeni? Eu aș prefera ca nota să o dea alegătorii pe 27 septembrie, pentru că au văzut în toți cei 4 ani cum au fost gestionate treburile publice de la nivel județean. Întotdeauna se poate și mai bine. Criza a existat în România peste tot, nu doar în județul Prahova și cu toate astea, după cum am văzut, sunt zone din România care s-au dezvoltat foarte mult în toată această perioadă. Deci nu este un argument. Deci acest argument nu stă în picioare. Este clar că este nevoie de aducerea în administrația publică, în zona decizională, a unor oameni noi, a unor oameni care vin cu o
cu viziunea lor din zona privată. Și în afară de asta, cred că sunt multe lucruri de făcut pe zona, de exemplu, de transport public. Ați avut și dumneavoastră nenumărate plângeri din partea cetățenilor. Sunt multe lucruri de îndreptat pe zona de sănătate. Sunt chestiuni care țin de exemplu, de corecta gestiune a serviciilor publice și aici mă refer la Hidro Prahova. Am văzut nenumărate plângeri din partea cetățenilor cu privire la activitatea acestui serviciu public care ține de Consiliul Județean. Nu mai vorbesc de faptul că sunt foarte multe localități din Prahova care au fost văduvite de fonduri de la Consiliul Județean. Spun foarte clar un lucru. Vrem să ajungem în Consiliul Județean pentru a elimina o astfel de practică, pentru că toate localitățile din județul Prahova merită aceeași apreciere, indiferent de culoarea politică a primarului. Da? Dacă vom ajunge în Consiliul Județean Prahova, primul lucru acesta va fi să încercăm să stopăm această practică incorrectă. Da? Alocarea de resurse de la Consiliul Județean către localități trebuie să fie una imparțială, trebuie să țină cont de nevoile locale și nici de cum de culoarea politică a primarului. Trebuie să le explicăm celor care ne urmăresc cum se procedează acum. E o cutumă, din păcate, înrădăcinată la nivelul administrației județului, în care stânga și dreapta se așează la masa negocierilor și bugetul se împarte în felul următor. Pentru primarii voștri suma D, îi împărțiți voi cum vreți, pentru primarii noștri suma cealaltă și noi împărțim cum vrem. Și dacă, cetățeanul unde este? Păi nu prea e, din păcate. Da, păi asta vrem să readucem. Vrem să readucem cetățeanul în toată această discuție. Și totuși, dacă Prahova în acțiune nu reprezintă un partid cu reprezentanți la nivel național, poate la nivel local să-și impună, eu știu, programul, ideile, propunerile de investiții în lipsa unor miniștri de o anumită coloratură din guvern sau, eu știu, din alte structuri de conducere ale țării? Păi, domnule Nica, principiul autonomiei locale permite colectivităților locale să-și aleagă proprii reprezentanți. Fiecare colectivitate locală are un buget propriu, care poate fi mai mic sau mai mare, ținându-se cont și de modul în care acea comunitate este gestionată de autoritățile ei. Da? Prin urmare, nu trebuie să am ministru sau să am președinte de Consiliu Județean. Da? Dacă eu la nivel local aleg omul pregătit, omul cu viziune, care poate să găsească noi resurse astfel încât acea comunitate să se dezvolte. Da? Deci principiul autonomiei locale permite fiecarei localități să își gestioneze singură soarta, bineînțeles, prin reprezentanții săi aleși. De aceea este important ca pe 27 septembrie oamenii, când merg la vot, să fie atenți ceea ce votează. Să nu mai plece la drum cu idei preconcepute. Dom'le, este partid mare, hai să votez partidul mare, în detrimentul celui care a apărut recent pe scena politică prahoveană. Pentru că nu asta contează. Contează oamenii din aceste partide și calitatea acestor oameni. Și avem nenumărate exemple. Pentru că vorbeați de partide cu reprezentare națională. În aceste partide avem și primari care și-au făcut datoria și localitățile lor sunt foarte dezvoltate. Avem însă și localități în care nu prea găsim mare lucru, conduse tot de primari din aceleași partide cu reprezentare națională. Concluzia este simplă. Contează oamenii și mai puțin partidul, că este local sau partid național. Și mai vreau să fac o precizare. De fiecare dată partidele au încercat, cel puțin nivelul județean și nivelul național, au încercat de fiecare dată să mențină un control asupra localităților. Controlul se menține prin intermediul resurselor financiare. Inclusiv procesul de descentralizare a fost gândit de așa natură încât, în continuare, localitățile să fie dependente fie de nivelul județean, fie de nivelul național. Această abordare trebuie să înceteze. Din păcate, în România, descentralizarea nu s-a făcut corect. Pentru că atunci când vorbim de descentralizare, trebuie să transfer de la nivel național către nivelul local cât mai multă putere și, bineînțeles, cât mai multe resurse, astfel încât serviciile publice de la nivel local să fie calitative. Ce s-a întâmplat în România? S-a descentralizat mai degrabă la nivel județean și mai puțin la nivel local,
astfel încât să crească importanța județului în detrimentul nivelului local. E, de aceea s-a ajuns în situația în care președintele Consiliului Județean să aibă o influență foarte mare la nivel de județ, în ciuda faptului că legiuitorul constituant nu a gândit așa. Dacă ne uităm în textul Constituției, vom vedea care este rolul Consiliului Județean. Consiliul Județean are rolul de a coordona activitatea consiliilor orășene și municipale și comunale în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Da? Greutatea trebuia dată comunităților locale și autorităților locale din aceste comunități. În realitate avem baroni. În realitate s-a creat, s-a consolidat nivelul județean, da? Și la nivel local se... Pentru faptul că a fost o abordare de acest tip, resursele se alocă discreționar, ceea ce nu este normal și o astfel de practică trebuie să înceteze. Aici, sigur, chestiunea asta implică și o modificare a legislației, dar toate pot fi făcute gradual. Important este ca oamenii să înțeleagă de ce suntem în această situație și că trebuie să punem accent foarte mult pe nivelul local, trebuie să ne luptăm pentru fiecare comunitate în parte, trebuie să valorificăm ceea ce există la nivel local și să găsim acei oameni care să aibă capacitatea de a realiza proiecte locale care să dezvolte, să aducă mai multe resurse la bugetul local. Cu cât ai mai mulți bani la nivel local, devii independent față de nivelul județean și de nivelul național. Bun, după alegerile locale, în localitățile unde Partidul Prahova în Acțiune va avea reprezentanți în Consiliul Local, veți face o alianță la nivel județean, așa cum se întâmplă, eu știu, cu marile partide care primesc ordin de la președintele organizației, în Consiliul Local votați cu primarul indiferent de culoare sau votați cu PSD sau votați cu PNL? Există această alianță, să spunem, formată la nivelul consiliilor locale. Cum se va proceda în cazul Partidului Prahova în Acțiune? Păi, având în vedere că noi ne raportăm la cetățean, discuția aceasta, după alegeri, o vom avea tot cu cetățenii. Și în funcție de ceea ce ne spun oamenii, ne vom poziționa într-un fel sau în celălalt. Noi ne dorim, sigur, să obținem cât mai multe mandate de aleși locali și să putem să influențăm noi singuri destinele comunității respective. Dar dacă se va pune problema unei alianțe, bineînțeles că vom ține cont încă o dată de ceea ce ne spun oamenii și nu de ceea ce credem noi că ar fi bine pentru partidul nostru, pentru că, încă o dată, subliniez, acest partid s-a creat pentru a reprezenta o forță care să aducă pe scena politică prahoveană cât mai mulți oameni noi și în același timp să fie o voce pentru cetățenii care nu își găsesc reprezentarea în rândul partidelor deja existente. Ne apropiem de finalul emisiunii. Vroiam să vă întreb, apropo de cetățeni, dacă va exista o transparență în ceea ce privește decizia pe care o va lua primarul, respectiv consilierul local ales sub sigla Partidului Prahova în Acțiune, față de cetățean. Vă întreb asta pentru că, din păcate, deși transparența asta este pe primele locuri în oferta electorală a oricăror partide, odată aleși în funcții, oamenii uită și devin deranjați dacă li se pun întrebări, devin, eu știu, isterici dacă le cer să spună de ce au ales să cheltuiască banul public pe o investiție considerată de majoritatea comunității inutilă și transparența asta, repet, se transformă din păcate într-o minciună electorală. Partid nou, oameni noi, sper să nu fie și metehne vechi. Vă spun în calitate nu doar de jurnalist, ci și de cetățean, atent oarecum la cheltuirea banului public. După cum bine se știe, fiecare ales local este obligat să țină legătura cu cetățeanul, să-l informeze permanent, fie în cadrul unor audiențe, fie prin intermediul rapoartelor pe care trebuie să le depună, rapoartele de activitate. Nu-mi fac probleme din acest punct de vedere. Toți candidații noștri au deschidere față de cetățean, nu au ce să ascundă și sunt convins că transparența va fi nota definitorie pentru activitatea lor. Bun. O ultimă
solicitare, un mesaj pentru cei care se vor prezenta la vot în 27 septembrie, de ce ar trebui să aleagă un partid 100% local, nou înființat, Prahova în Acțiune, în detrimentul altor formațiuni politice. Oamenii trebuie să aibă încredere în candidații noștri. Am pornit la drum cu bună credință. Dorim să asigurăm un echilibru pe scena politică prahoveană. După cum ați văzut, mergem pe propriul drum. N-a fost nevoie de alianțe. Nu ne e teamă de cetățean. Probabil cei care au mers în alianțe au o temere în raport cu cetățeanul. Noi mergem deschis către oameni, ne prezentăm oferta atât de candidați cât și oferta electorală și eu sunt convins că pe 27 septembrie oamenii vor face diferența și vor alege a treia cale, adică Prahova în Acțiune. Domnule Pusulache, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Cu dumneavoastră mă revăd poi mâine, când aici va fi un candidat la primăria Ploiești, care a mai fost în studioul Observatorul Prahovean Live, dar cu care cu siguranță vă bucurați să-l revedeți. Până atunci vă spun multă sănătate!